și de puzzle game. Spune copii, acum le facem popituri. Ai multe? Da. Numai asta nu-i popit, bă. Bine, arătăm popitul. Uite că mai e un popit. Wow, cum face popitul acesta? Acum și de puzzle game. De ce vezi numai să luați popitul ăsta jos și după aia ți-a luat? Hai să văd, să văd. Acum și de puzzle game. Trebuie să apeși pe cele roșii când se aprind? Da. Ah, ok. Eu mai am sau tu? Eu. Hai să vedem. Ce popituri mai ai? Mickey Mouse. Cu Mickey? Lupulaș. Da. Și Flonicică. Da. Și? Și? Asta este 6 sau 9? 9. 9? Da, 9. Cred că toată lumea cunoaște aceste jucării antistres. Popitul este o jucărie de silicon, dar extrem de utilă atât pentru adulți cât și pentru copii. Push the key to start the game. Uite așa. Ce facem, popitul? Popitul se folosește cu succes în terapia copiilor cu autism, dar și pentru cei care își doresc dezvoltarea atenției, răbdării și a concentrării.